Ne-am obișnuit deja cu genericul acesta. Și ceea ce așezăm acolo este un cuvânt al Mântuitorului, adresat lui Ioan pe insula Patmos și raportat de el în cartea Apocalipsei. Și în această seară vom constata că atunci când vorbim de credința lui Iisus, ca în motoul acesta pe care îl avem în față și pe care l-am ales, trebuie să înțelege, așa cum este adevărat și corect, că întotdeauna credința adevărată se leagă indestructibil de poruncile lui Dumnezeu. De aceea am ales titlul acesta pentru această seară, și anume credința împletită în 10. Sau, dacă doriți, rolul celor 10 porunci în definirea credinței autentice. Și când zic autentic, mă refer la faptul că lumea noastră este plină de credință. Mai ales evoluționiștii au o credință care e greu de egalat. Să poți să crezi năzbâtiile pe care le spun teoriile lor, acolo trebuie credință multă, dacă și naivitatea alias prostia poate fi numită credință. În seara aceasta vreau să vorbesc despre acea credință autentică care se potrivește cu rațiunea, cu sentimentele noastre și ne face așa de bine pentru că simțim că ne vine de la cineva care ne iubește cu adevărat. Am luat aici pe poza aceasta pe care o aveți în față, ca exemplu, o funie cu mai multe fire. Hai să zicem că sunt 10. Vă puteți imagina? Vă sunt convins că vă puteți imagina? Ce ar însemna dacă fiecare dintre noi am zice, ei, firul ăsta nu-mi place și să-l scoți de acolo din funie. Unul să zică nu-mi place că e roșu, altul să nu spună că nu-mi place că e nu știu cum, că e mai subțire, că e mai gros sau știu eu. Vă dați seama la ce s-ar ajunge cu funia aceea? Și întrebarea mea, deloc retorică, este cum dar atunci este posibil că din cele 10 porunci cineva se uită și zice a doua nu-i bună și o tragem de acolo, nu mă interesează, a patra nu-i bună, o scoatem de acolo, altul zice a cincea, a noua, a zecea sau știu eu care. Observați că e o problemă și problema aceasta nu ține de o dezbatere filozofică, ține de viața noastră, până la urmă ține de viața veșnică a noastră. De aceea am zis, este foarte interesant să ne oprim puțin, să zăbovim puțin asupra acestor aspecte importante ale credinței pentru că o autoritate superioară oricărei autorități, sub autoritatea lui Dumnezeu, stabilește 10 porunci după care omul se orienteze în viață și viața lui să fie cu adevărat fericită. Însă, din start trebuie să știm. Și dacă n-am știut, trebuie să învățăm. Și după ce am învățat să nu uităm niciodată. Și anume, că atunci când vorbești despre cele 10 porunci, există un singur loc de pornire. N-ai voie să vorbești despre cele 10 porunci și să fii plăcut lui Dumnezeu, decât pornind de la un singur loc de pornire. Care o fi acela? Ați înțeles ce am spus? Când vorbești despre cele 10 porunci, există un singur loc de pornire pe care Dumnezeu îl aprobă, Duhul Sfânt este cu tine ca să te lumineze, să te ajute, să te întărească și în cele din urmă să te facă fericit. Iar punctul acesta de pornire nu-l spune Pavel Burlacu, nu-l spune vreun alt teolog sau alt bărbat. Și punctul, despre punctul acesta de pornire vorbește chiar Domnul Iisus Hristos și uitați-l aici. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Căci dacă ar fi ca Dumnezeu să ceară păzirea poruncilor apelând la forță, imaginați-vă că niciunul dintre noi n-ar putea să aleagă altceva. Dumnezeu putea să apeleze la forță și să nu ieșim de pe linie cum nu iese robotul. Da? Dar nu. Dumnezeu a zis, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Pentru că aceasta
înseamnă de fapt o problemă de relație. Și există ceva sau cineva care a stricat această relație între noi și Dumnezeu, ființa creată și Dumnezeu Creatorul. Iar Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dorește această refacere, pe care noi o numim foarte frumos și care ne place, mântuire. Împreună cu Dumnezeu, ca la început de făptură, când toate lucrurile erau frumoase, erau bune, erau sănătoase, erau așezate la locul lor. De fapt, frați și surori, dragi oaspeți, aici se testează autenticitatea credinței lui Iisus și anume la dragostea față de Dumnezeu. Și atunci nu mai sunt probleme. Atunci nu mai sunt probleme. Amintiți-vă, vă rog, de Petru, care cade, care face o greșeală mare, mare, el care face niște declarații de credincioșie față de Dumnezeu, de credință, declarații extraordinare. Cu toate acestea, face o greșeală mare, se leapădă de Domnul și cu rușine, dar nu poate să stea departe de Dumnezeu și se întoarce și Domnul Hristos îl primește, dar după ce trece testul. Petru, mă iubești? Nu îl întreabă, Petru, vei păzi și lui 10 porunci? Nu, nici nu amintește de lucrul acesta. Era suficient ca Petru să treacă testul dragostei și al iubirii față de Domnul Hristos și restul era rezolvat. Pentru omul care iubește pe Domnul Hristos, nu are importanță dacă un cuvânt pare mai greu, mai dificil sau altul pare mai neînțeles. Dacă iubești pe Domnul, spui, da, Doamne, îmi place, vreau să rămân cu Tine. Biblia începe descrierea aceasta extraordinară a planului de mântuire, care vine odată cu căderea omului în păcat și apoi cu refacerea lui în împărăția lui Dumnezeu, începe cu această istorie a testului de fidelitate față de Dumnezeu. În Geneza, capitolul 1, nu există rău. Toate lucrurile sunt foarte bune. Un creator bun produce ceva foarte bun. Dar într-un fel superior de a înțelege lucrurile, pentru că el și îngerilor necăzuți, ierovimilor, inclusiv lui Lucifer, le-a oferit libertatea, libertatea de alegere și acum lucrul acesta din dragoste. În Geneza, capitolul 2, apare posibilitatea apariției răului. Și anume apare copacul acela cu niște fructe despre care Domnul a zis, puteți mâncați după plăcere din toți pomii din grădină, dar din pomul acela să nu, din fructele acelui pom, să nu mâncați, pentru că în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Sigur că Dumnezeu ar fi putut să facă niște roboței. Dar lăsând de o parte distanța enormă între ceea ce suntem noi și între ceea ce este Creatorul, da? Lăsând de o parte imaginea aceasta. Ea nu este nicio comparație, nu ne putem permite, nici nu putem înțelege o comparație între noi și Creatorul nostru. Dar să lăsăm de o parte. Hai să ne referim la noi și să vedeți că nici măcar noi, cu limitările noastre extrem de severe de multe ori, nu am acceptat să avem niște copii roboței. Chiar dacă i-ar asculta și s-ar trezi dimineața, mămică, te iubesc! Mămică, astăzi vreau să ascult de tine! Mămică, sunt fericit cu tine! Măi, dar nu-ți merge treaba asta! Sigur, toți părinții vor să aibă copii care să îi iubească și pe care să îi iubească. Toți părinții vor să aibă copii cu minți care să... Dar nimeni n-ar vrea un roboțel. Cine ar da un copil prin un roboțel? Să fie el și ultra performant și să fie făcut de la parametri cei mai înalți de tehnică. Ar fi cineva? Să zic că da, dau copilul meu care mă mai supără de multe ori și care răstoarnă vasul și uite ce mi-a făcut fata aici, mi-a rupt cutare sau mi-a dat foc la nu știu, sau știu ce am mai făcut. Nimeni n-ar schimba niciodată. Nici Dumnezeu n-a vrut să schimbe. Și a zis, i-am făcut desăvârșiți. Că atunci când îmi spun că mă iubesc, înțeleg că relația mea cu el este una frumoasă, de care mă pot bucura și ei se pot bucura, eu să mă bucur de bucuria lor. Sau când auzi când îmi spune, te iubesc. Așa mai în glumă, mai în serios cu soția mea, mai discut câteodată și îi spun, măi, tu ai fost foarte special pentru mine, îți dai seama din câteva zeci de milioane, ai fost singura pe care am ales-o, nu? E adevărat lucrul acesta. Nu? Îți dai seama, să alegi, dar după ce ai ales, să alegi din dragoste. Lucrul acesta este extraordinar. În Geneza, capitolul 3, dar înainte de Geneza, capitolul 3, vorbesc puțin și de pericol. Care era pericolul la acest pom?
Era amestecul, am zis și acolo, da? Și anume, era vorba de un amestec. Ura cu zâmbet, da? Când apare acest amestec nefiresc în planul lui Dumnezeu, acolo deva a venit ceva străin. Unde este zâmbet și ura, acolo e diavolul. Unde este adevăr mascat, cu un echivoc, acolo e diavolul. Unde este ciocolata pe care ți se oferă cu un zâmbet larg la vedere și cu o travă pe ea, acolo nu-i Dumnezeu niciodată. Și pericolul era acest amestec. Și diavolul a zis, veți cunoaște binele și răul, dar avea nevoie Dumnezeu, avea nevoie omul să cunoască răul? Să cunoască el lucrurile rele? Cum e cu un cancer de nu știu care? Cum e, știu eu, ce alte nenorociri pot veni? Întotdeauna amestecul pe care l-a propus vrăjmașul și a păcălit pe primii noștri părinți, este un lucru dezavantajos din toate punctele de vedere pentru noi. Iar în Geneza, capitolul 3, apare, ați observat deși în primul capitol, nu există rău, toate sunt bune, apoi posibilitatea în funcție de alegere și în al treilea rând, ispitirea și căderea. Și am auzit o mulțime de oameni și ați auzit și dumneavoastră. Ei, mare lucru pentru atât. A luat și el de acolo, gata, de acum afară din rai, vei muri și nu vei mai trăi și așa mai departe. Pentru atât. Mi-aduc aminte de, am citit undeva despre o actriță de origine franceză, nu-i spun numele, îl știu și îl știți și dumneavoastră unii, dar frumoasă și cam atât. Știți că cu deșteaptă nu se mai putea pune pe același cânta. Adică era frumoasă și pe urmă deșteaptă, jos de tot. Și dar mândră, ce nu s-a văzut? Și fanii au prins treaba asta și odată au zis, mă, asta trebuie să o păcălim, că e prostul să rău. Și au păcălit-o. Știți cum? La ziua ei de naștere au făcut ei o chestie și au venit cu un buchet mare de flori și au scris, fanii tăi, de nu știu ce, extraordinar din parte. Și ea s-a zis, vai, mulțumim, te adorăm. Și cuvinte din acestea, așa, cum uneori primesc fetele din partea băieților ca să fie păcălite, știi? Și au plecat, la revedere, merge. Și după puțin timp, iar sună la ușă și spune, a, vă rog, am frumos, am uitat un lucru. Noi am fost trimis, știți, am cumpărat mai mult, era un braț mare de flori. Vă rog frumos, semnați, ca să le arătăm lor că am dat buchet, nu creadă că am dat. Ia, scos, am zgâlit acolo o cățică și gata. Și după un timp s-a dus la bancă și era golit contul. Știți unii de dumneavoastră povestea, da? Că a fost publicată pe ziare. Da? Și scandalizată și a zis, cum e posibil? S-a dus la directorul de bancă și directorul a scos hârtiuța. Și zis, stimată doamnă, mâzgăritura asta de aici care spuneți dumneavoastră, cui este? Păi ea mea, da. Da, da. Pentru o singură semnătură s-au pierdut enorm. Știți de ce? Pentru că ți se spune anticipat, ai grijă unde semnezi. Pentru că după ce ai semnat, ești responsabil de semnătura ta. Și când semnezi în legătură cu cele 10 porunci, Doamne, nu vreau chiar 10, aș vrea numai 9 sau numai 2. Ai grijă cui dai semnătura, pentru că asta a costat și costă. Ascultarea este foarte importantă. Viața, de fapt, nici nu este posibilă fără ascultare de legi. Cu atât mai mult este vorba de ascultare de legile morale, iar fericirea nu este posibilă fără să asculți de legile naturale și cu atât mai mult fericirea omului nu este posibilă să nu asculte de legile morale ale celui care te-a creat. Și problema în legătură cu legile acestea morale, mai ales, este cine să ți le dea. Ca să asculți de el. Cine să le dea? Creatorul sau creaturile? Fiecare să se schimbe pe celălalt. Și eu să fac legi pentru tine, să vezi ce eu îmi fac din tine. Nici unul dintre cei care nu s-au schimbat pe ei, n-au putut să schimbe nimic în lume, nu se mai schimbe lumea. Schimbarea lumii începe cu tine. Și Dumnezeu exact asta a dorit. Pentru că dacă creaturile ar face aceste porunci, întrebare se pune atunci care să fie. Vedeți, fericirea ființelor create durează exact atâta timp cât rămân dependente de sursa vieții, de izvorul acela al vieții, care este în Dumnezeu.
Iar cine dorește binecuvântarea lui Dumnezeu, că poți să nu o dorești, dar dacă dorești binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să asculți de Dumnezeu, de Creatorul tău, nu de răstălmăcirile pe care uneori încearcă vrăjmașul să ți le arunce între ochi. Și foarte interesant că vrăjmașul, știi cine e vrăjmașul, da? Sigur, vrăjmașul nostru, cel vechi, numit diavolul și satan, care înșeală întreaga lume. Vrăjmașul lovește chiar în acest domeniu al ascultării și a relației noastre. Exact aici lovește. Ați înțeles unde e toată problema? Mai revenim. Dar deocamdată să observați că Dumnezeu a venit și ne-a propus 10 porunci. Asta te poate ajuta ca să fii fericit, să eviți o mulțime de încurcături și apare dintr-o dată alternativa. Și omul zice, dar de ce cele 10? Dar păi sunt și eu în stare ca să stabilești niște relații. Nu, de asta am ajuns șef de stat sau șef de guvern sau știu eu ce am mai ajuns, șef de sinod sau știu eu ce. Și atunci, oamenii au început să delegi. S-au apucat unii să le numere. Știți câte au găsit? 10 n-au fost bune. 35 de milioane sunt mai bune. Și dacă s-ar respecta, ar fi bine. Dar unde se respectă? Că mereu și mereu le schimbă. Da. Se clamează mereu și mereu. Criză! Vai de mine! Criză! Rău! Dumnezeu rezolvă criza, ar fi rezolvat criza și ar rezolva-o categoric și drept și cinstit pentru fiecare dintre locuitorii acestei planete. Știți cum? Să nu furi. Să nu furi. Trei cuvinte. Și dacă nimeni n-ar fura, ar fi destul? Dacă n-ai mai plăsi paznici, dacă n-ai mai pune lacăte, dacă mai pune armată, dacă nu mai pune... Sigur, Dumnezeu a zis, ai căzut în păcat. Există o posibilitate de refacere. Am vorbit duminica trecută despre asta. Nu intru în detalii, dar acum spune, în condițiile acestea ai făcut. Dar sunt cele 10 porunci care te pot ajuta. Nu furi. Am luat un singur exemplu, dar toate crizele. Frați și surori, ca să mergem mai departe, dragi oaspeți, marea luptă dintre bine și rău, în esență, este lupta dintre poruncile lui Dumnezeu, dintre ceea ce spune Dumnezeu și dintre poruncile oamenilor, dintre ceea ce spun oamenii. Când spui cele 10 porunci, de fapt, știi ce spui? Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și când strici relația cu cele 10 porunci, de fapt nu strici relația cu o biserică, cu un om, cu o filozofie, ci strici relația cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De peste 600 de ori în Biblie vorbește, se scrie despre porunci. Și totuși foarte mulți creștini disprețuiesc. Nu că nu mai ascultă de porunci, nu. Disprețuiesc chiar discuția despre porunci. Și o disprețuiesc până acolo, într-o această discuție, încât până și cei care păzesc poruncile au așa un pic de jenă ca să vorbească despre cele 10 porunci. Dar n-ar trebui să fie așa. Aici e vorba de Dumnezeu și de cuvintele Lui, scrise cu mâna Lui. Daniel a mers lângă porunca lui Dumnezeu până i s-a cerut viața și a spus, dacă nu te lași, vei fi aruncat la lei. Și el a zis, nicio problemă. Nu aș fi singurul care a fost mâncat de lei, dar eu nu mă las de credința mea. Și cei trei tineri au spus, Dumnezeu poate să ne scape, împărate. Și știm o mulțime de minuni pe care Dumnezeu le-a făcut și a scăpat pe cei credincioși. Dar chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ascultăm de poruncile tale date de tine. Cine ești tu, cu alte cuvinte? Și Dumnezeu a intervenit. Sau Petru și Ioan. Zice, dar judecați voi singuri, oameni buni, înaintea sinedriului, oamenii aceia pompoși, din punct de vedere a prezenței. Umpleau tot spațiul cu aroganța lor. Am mai vorbit în numele acesta. Și a spus, măi, oameni buni, dar judecați voi singuri, dacă e normal, să ascultăm mai mult de voi, decât niște oameni muritori ca și noi, decât de Dumnezeu. Și oamenii de frică, de rușine, de teamă, lasă poruncile lui Dumnezeu deoparte și zic, știu eu. De aceea Domnul Hristos spune foarte clar, dar nu cumva cineva să tragă concluzii greșite. Aici este răbdarea Sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Lupta nu se dă, dragii mei, cu o poruncă sau alta. Nu e asta problema.
Domnul Hristos nu vorbește, dacă mă iubiți, veți păzi saba, dacă mă iubiți, o să vă feriți de desfrânare. Nu, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, toate. Pentru că lupta nu se dă cu o poruncă sau alta. Și hai să discutăm acum de porunca a doua care are a face cu închinarea la lucru făcută de mână omenești. De mâinile noastre, noi le facem, noi le aranjăm și după aceea ne închinăm înaintea lor. Nu asta e problema. Problema este că ai de a face cu o persoană. Persoana care a dat poruncile acestea și persoana aceea se numește Dumnezeu. Aici e toată problema cu poruncile acestea. Exodul 20 cu 1 la 17. Pagina 80 în Biblie. Acolo sunt cele 10 porunci. Din punct de vedere moral, mai simplu spus, Dumnezeu se așteaptă de la ființele create, se așteaptă de la noi oamenii, ca să numărăm corect, nu pe sărite. Prima da, a doua nu, a treia da. Nu, nu e normal. Diavolul știe să zice, ei, poți să le alegi așa. Ai o hotează, o poruncă, una. Gravitatea situației, subliniez și mai așez încă o dată înaintea dumneavoastră acest aspect. Gravitatea situației, știți care este? Nu că o lege umană, oarecare, că o numită, a fost călcată. Nu, nu. Gravitatea extraordinară constă în faptul că legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, s-a încercat de cineva să le strice. Și era profetizat lucrul acesta. Și scrie aici, în această sfântă carte, că vrăjmașul va lovi în cele 10 porunci. Și nu-i place de declarația Domnului Hristos. Daniel, capitolul 7, versetul 25. Haideți să iau numai câteva exemple. Cu Daniel 7, cu 25, vă rog să notați textul acesta. Este interesant. Dar nu uitați că mai sunt și multe altele asemănătoare. În 7:25 spune așa, se va ridica cineva care va rosti hule împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt, nu va fi de acord cu tine în ce privește închinarea și te va forța să gândești și să crezi cum spune el. Și se va mai face ceva, se va încumeta, se va înălța până acolo ca să schimbe vremele și legea. Care lege? Care o păzeau sfinții pe care i-a persecutat, da? Și îi se dă timpul și poate fi calculat în mod profetic lucrul acesta. Pe de altă parte, Apostolul Pavel, ca să luăm și un martor din Noul Testament, în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 3 la 4, spune un lucru care, iarăși, este foarte interesant și vrednic de păstrat în minte. Zice așa, aici în Tesaloniceni, capitolul 2. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Căci nu va veni înainte să vă veniți lepădare de credință și a să descoperi omul fără de lege, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu și spune, nu, nu poruncile lui Dumnezeu, poruncile bisericii mele. Interesant. Puteți să dați citate din diferitele catechisme cu privire la aceasta, eu aș putea să dau multe citate. Poruncile lui Dumnezeu nu au nicio valoare, dar ce spune El e literă de viață și moarte. Și mulți, milioane, au fost omorâți pentru că n-au ascultat de ce a spus El. Și s-a așezat nu în ateism sau în islamism, nu, și aici spune se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, va legifera. Vom mai vorbi despre lucrurile acestea. E foarte interesant. Știa un lucru, că dacă vrei să îmbolnăvești fiecare frunză, trebuie să lovești rădăcină. Doi vecini de-ai mei se certau. De la niște salcări, așezați pe hat. El spunea, vecini, eu pot să-i țin în grădina mea cum vreau. Măi, tai, că și așa, îmi ține umbră, îți strică toată grădina, și așa e mic. Nu. A, mă, te rog. Și a început cu vorbă bună, până la urmă la certuri, și unul l-a învățat pe cel care era cu grădina umbrit. Băi, stai că-ți spun eu cum faci. Fii atent. Trage așa, urmărești cum ne acasă, cu bor mașina, bate sare. Într-o primăvară au auzcat toți. Lovești rădăcina și rezolvi totul. Nu mai trebuie să mai rezolvi toată Biblia să te chinuiești. Ai rezolvat cu una din cele 10 porunci și te-ai dat tu Dumnezeu în loc de Dumnezeu adevărat și cu asta gata.
Nu trebuie mai multe. Iacob de aceea spunea, greșești într-una singură? Deci mă bate toate. Nu? Ce să te mai chinui să aduci argumente? Lovești în 10 porunci și spui, nu, nu-i corect așa cum spune porunca a patra. Spune eu cum trebuie. Da? Interesant. Ați auzit dumneavoastră, frați și surori, dragi oaspeți, de cele 10 porunci că sunt doar pentru evrei? Ați auzit? Nu se poate să nu fiu auzit. Eu aud de fiecare dată, în fiecare zi aproape. Una din variantele care vi le dau aici, le aud în fiecare zi. Cele 10 porunci nu pot fi ținute, zic alții. Nu pot fi ținute. Au fost desființate la cruce, zic conducătorii neoprotestanți și alții. Iisus le-a păzit în locul nostru. Da. Se ruga și ea, bunuțule Iisus, îți mulțumesc că ai păzit poruncile în locul meu. Bine, pare rău. Domnul Hristos le-a păzit. Dar le-a păzit ca exemplu de săvârșit. Dacă le păzești, zic unii, ai căzut din har. Sau, nu mai sunt valabile în legea nouă, în fiecare catechism găsești lucrul acesta? Toate acestea, nu uitați, sunt variante ale urii anticristului față de Domnul Iisus Hristos și față de neamul omenesc. Pentru că obiectul acesta al urii lui anticrist nu este ceva așa care să merită ura. Și nu are de ce. Uitați-vă porunca întâi. Eu sunt Dumnezeu, să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. A doua, să nu-ți faci tu cu mâna ta vreun chiș, după aceea spui că-i sfânt și te închini înaintea lui. Nu faci așa ceva. Porunca a treia, să nu vorbești necuvincios despre numele lui Dumnezeu. El e creatorul tău, cel care ține fiecare suflare și îți dă păpica de fiecare zi. Și tu înjuri de El? Să strică luarea ta la căruță și tu înjuri de Hristos? Te supără copilul și tu înjuri de crucea de pe biserică? Dar câtă iluminare trebuie ca să înțelegi că porunca aceasta este absolut valabilă. Sau porunca a patru. Adu-ți aminte, sunt creator, odihnește-te. E o zi sfințită și binecuvântată. Sau cinstește pe tata, să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu furi. Asta a opta e aceea cu rezolvarea tuturor crizelor economice. Nu mărturisești, să nu spui minciuni, da? Și să nu poftești. Mai fii mulțumit și cu ce ai în casa ta. Că cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla este ca într-o zi să-ți ai ce dorești. Nu-i lucru mai rău decât să ai ce dorești într-o zi. Că dorim de cele mai multe ori, nu după lucruri bune. Dragoste de Dumnezeu, asta era dragoste de Dumnezeu, cele patru porunci, dragoste față de aproape celelalte. Da? Sigur, mai sunt și alte legi în Biblie și iată aici, este legea jertfelor, este legea civilă, dată lui Israel și după anul 70, sigur, Israel nu a mai fost națiune. Legile sănătății care rămân valabile pentru că stomacul nostru nu e altfel decât stomacul celor la care li s-a dat spus atunci, da? Și legea morală, cu principii veșnice despre care vorbește foarte mult Biblia. Niciodată, însă, vă rog frumos, rețineți cuvântul ăsta niciodată. Puteți să-l scrieți? Niciodată. Păi, știți ce înseamnă niciodată? Niciodată înseamnă? Niciodată. Dar vreau să vă conștientizez că în Biblia aceasta sfântă niciodată nu o să găsiți că cele 10 porunci se numesc legea lui Moise, cum spun eu protestanții și conducătorii lor mai ales. Nu. Niciodată în Biblie nu se numește cele 10 porunci legea jertfelor sau legea ceremonială sau a circumciziunii sau așa mai departe. În Biblie se stabilește o diferență clară, foarte clară. Uitați-vă, vă rog frumos. Uitați-vă cu atenție. Pentru cei care vor, dau toate textele și materialul, da? Uitați-vă aici. Biblia stabilește diferențe clare între legea celor 10 porunci și legea jertfelor, legea ceremonială, legea circumciziei și așa mai departe. Una, cele 10 porunci, rostite de Dumnezeu și scrisă de mâna lui Dumnezeu, pe table de piatră. A jertfelor scrisă de Moise în cartea legii. Aceasta pusă în chivot cele 10 porunci, celelalte puse unde? Lângă chivot. Sau exista înainte de cădere, nu a fost dat atunci, s-a spus lui Adam înainte de cădere, și acum era după ce omul a păcătuit, îi oferea un mijloc. Scrisă cu scopul să descopere păcatul și în același timp ceremonial este să descopere remediul pentru păcat, să trimite la remediu. Una este veșnică, sunt texte multe în privința aceasta, cealaltă e intemporară, când Domnul Hristos, antetipul, împlinește ceea ce era
profetiza. Dragii mei, cine nu păzește cele 10 porunci, toate cele 10 porunci, nu este de acord cu ele, afectează trei relații vitale. Trei relații vitale. Relație vitală înseamnă relație de viață. Cine nu păzește cele 10 porunci, strică relația cu Dumnezeu, Tatăl. Știți de ce? Pentru că Domnul a scris pe table cuvintele legământului lui. Și nu ai treabă cu o biserică, cu un pastor, cu cineva, ai treabă cu o persoană sfântă care a făcut lucrul acesta. Cine nu păzește cele 10 porunci, strică relația cu Domnul Iisus Hristos, pentru că Mântuitorul a zis, uitați-vă la mine, nu credeți că am venit să stric legea și prorocii, am venit nu să stric și să, am venit să împlinesc. Sau strică relația cu Duhul Sfânt. De ce? Dau un singur exemplu. Sunt multe alte. Luați și pe Ezechiel, capitolul 36. Da, multe. Lucrul acesta ne-l adeverește și Duhul Sfânt. Căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor, prin lucrarea Duhului Sfânt. Cele 10 porunci sunt expresia caracterului lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, expresia dumnezeirii. Caracterul lui Dumnezeu se reflectă în legea aceasta și nu am timp să dezvolt, dar tot ce se spune în dreptul caracterului lui Dumnezeu și a atributelor sale este valabil și pentru lege, pentru că aceasta este o reflectare a persoanei sale divine. Și dau mai mult. Iată și alte calități, neprăinit adevărat curat. Toate sunt găsite, reflectate și în cele 10 porunci. Iar rolul legii, celor 10 porunci, și de fapt a oricărei religii, nu este să te răsplătească. Legea nu poate mântui, nu e rolul ei să mântuiască. Legea îți descoperă ca oglindă. Mai are câteodată obiceiul acesta, bun zic eu așa, mai cu jumătate de gură, mai du-te în oglindă și uită-te cum arăți. Și când mă duc, descoper niște lucruri care trebuie cu adevărat îndreptate. Dar dacă aș sta eu în fața oglinzii și un an de zile și oglinda nu o să mă îndrepte, pentru că scopul oglinzii nu este să mă îndrepte, scopul oglinzii este să mă conștientizeze de starea mea. Și tot așa este cu cele 10 porunci. Îmi arată păcatul și mă trimite să rezolv lucrul acesta. Și rezolvarea păcatului nu o găsești la un om, nu o găsești într-un loc sau în altul, ci o găsești numai la crucea Golgotei, la jertfă. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios. Unii zic, da, ne mărturisim noi la mai mari, mai... Nu? Pentru că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și zice copilașilor, vă scriu aceste lucruri, să nu păcătuiți, dar dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor și numele Lui este Domnul Hristos. Sigur că da, acolo găsim. Jertfa Domnului Iisus Hristos, reținem că vreau să încheiem, adică vreau să ajungem la concluzii, pe scurt și apoi încheiem. Jertfa Domnului Hristos este singurul remediu pentru păcat. Dacă cineva crede că mai există și coautor la mântuirea noastră, să creadă și dumneavoastră îi spuneți că nu-i corect. Pentru că mântuirea nu se realizează prin coautor la iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor o face unul singur. Și numele Lui este Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Prin mărturisire directă. Și El știe ce face prin iertare. Te pune într-o relație corectă cu cele 10 porunci. Te iartă și te pune într-o relație corectă. Pentru că ar fi de-a dreptul ciudat. Dar o să revin în altă seară cu privire la ciudățenia și asta, cu siguranță nu o să uit. Uitați-vă pentru o viață fericită ce propune Dumnezeu. 10 porunci care să fie ca un zid de apărare. Și atunci ar fi sigur și căminul, și școala, și biserica, și parlamentul, și industria, și sportul. Ar fi totul ar fi corect. Totul ar fi corect.
Să nu minți, să nu furi, să nu desfrânezi, să nu... Și cum am spus, trei cuvinte și rezolvi toată criza, din toată lumea, nu din România. Și o rezolve așa de bine, încât oamenii s-ar mira cât de frumos ar fi. Și relații armonioase. Dar punctul de plecare care era? Vă aduceți aminte? De unde am început? Dacă mă iubiți, despăziți poruncile mele. Haideți să ilustrăm și altfel, ca să înțelegeți mai ales în discuții. Uitați-vă de aici, avem har, lege, un lucru care operăm. Harul, legea, credința, mântuitorul, jertfa, pocăința. Care nu vă place de aici? Ce nu vă place? Poftim? Păcatul, da, nici mie nu-mi place. Nu-mi place păcatul. Dar ca să dai păcatul de acolo, trebuie să pleci cu legea. Și dacă ai dat legea, ai scăpat de păcat. Gata. Acum vă place? Vă place? Pentru că dacă nu mai aveți păcat, pentru ce vă mai trebuie har? Și eu mai trebuie jertfă, credință, iertare, pocăință. Și până la urmă, dacă nu aveți păcat, și eu mai trebuie mântuitor. Vă place o astfel de credință? Legea, dragii mei, are locul ei stabilit de bunul Dumnezeu acolo. Și nu deranjează pe nimeni oglinda într-o casă atâta timp cât te păstrezi curat și ești ordonat. Deranjează momentul în care ai ceva de îndreptat și există posibilitatea îndreptării, dar altfel legea are locul ei acolo. E adevărat că există posibilitatea de a apărea păcatul, dar Dumnezeu a rânduit pentru omul care cade niște mijloace ale harului. Și aceasta vine prin jertfă și se poate obține iertarea prin credință. Da? Și mai numim noi și pocăința. Și toate aceste lucruri le face cine? Domnul Iisus Hristos. De ce atâta ură împotriva celor 10 porunci? Și de ce ne rușinăm atât de tare să vorbim despre ceea ce Dumnezeu n-a îngăduit unui om? Și proroc fiind, să scrie cu mâna lui. Și Dumnezeu a zis, nu, cele 10 porunci eu le scriu cu mâna mea. Omul nu trebuie să scrie așa ceva. Și nu ne este rușine să vorbim. Pentru că toată lumea e împotriva poruncii lui Dumnezeu. Dar această ură împotriva poruncilor lui Dumnezeu vine de undeva și are un izvor sigur și clar demascat în Scriptură. Vine de la Antichristul. El știe că dacă lovești una, îți strici pe toate. Concluzie. În grădina Edenului, Domnul Hristos a făcut cunoscut oamenilor ce este cu acest principiu al dragostei, care înseamnă respect față de Dumnezeu, dragoste față de Dumnezeu și față de relațiile acestea armonioase care se dezvoltă pe relație verticală cu Dumnezeu și pe relație universală. Apoi sunt reînnoite într-o scenă înfricoșătoare la muntele Sinai, da? Sunt repetate și spune Sfânta Scriptură și Domnul a scris pe table. Cele 10? Nu uitați, Domnul a scris. Exodul 34, versetul 28. Și ele rămân norme veșnice, morale pentru toți oamenii. Pe pământ nu există norme morale mai bune. Iar Mântuitorul făcea o precizare. Și anume, mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Și mă uimesc. Sunt bulversat. Când văd oameni care au făcut pași pe calea credinței și au renunțat la multe lucruri rele și care spun, cele 10 porunci nu mai sunt valabile. E dramatic. Până unde poate înșela diavolul pe oameni? Ca să strice relația și cu Tatăl, și cu Fiul, și cu Duhul Sfânt. Căci dragostea de Dumnezeu, zicea Ioan și zicea bine, stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Fiecare poruncă are în vedere această armonie universală. Nu oricine zice, Doamne, Doamne. Și știi ce spune mai departe? Știi ce face voia Tatălui meu? Și apoi în versetul 23 spunea Domnul Hristos, atunci le voi spune curat celor care zic, Doamne, dar stai puțin, noi am fost la biserică, noi am făcut minuni, noi am scos demoni, noi am făcut vindecări. Atunci le voi spune curat, clar, lămurit.
Să nu se păcălească nimeni. Niciodată nu v-am cunoscut. Nu face parte din rodul care vă duce în împărăția mea, așa, asemenea concepții. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege, indiferent de pretențiile voastre. Aceasta este declarația Mântuitorului. Unii spun că Mântuitorul a murit să desfințeze poruncile. Vai de mine! Apostolul Pavel spune, l-a trimis din pricina păcatului pe însuși fiul său într-o sfire asemănătoare ca o păcatul, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, după îndemnurile Duhului. Dacă Iisus a murit să desfințeze cele 10 porunci, atunci ar fi murit ca să dea drumul la nelegiuire absolut în toate direcțiile. Și mai e ceva, un gând foarte interesant. Templul lui Dumnezeu, zice, a fost deschis și s-a văzut în cer chivotul. Ce era în chivot? Cele 10 porunci. Aici pe pământ oamenii se joacă cu vorbele, desfințează, dau la o parte, o poruncă, alta, le dau toate, nu mai sunt valabile, gata, noi suntem după legea nouă, după... Dar unde mijlocește Iisus pentru cei care vor fi mântuiți? Acolo în sanctuarul din ceruri, acolo este legea lui Dumnezeu. Cele 10 porunci. Doamne, am greșit. Și Domnul aduce iertare pentru viața noastră. Cei mai mulți învățători religioși de astăzi zic așa, n-are importanță să respecti toate cele 10 porunci. Important este să crezi, important este să povedești, important este să știu eu ce să mai faci. Dar Iisus știi ce zice? Când este întrebat ce să fac ca să fac viața veșnică, zice, ce bine să fac? Și el a răspuns. Și este răspuns și în fața dumneavoastră. Binele este singur. Și unul. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Auziți cine nu-i de acord cu acest lucru dintre conducătorii aceștia religioși, ar putea eventual să-i scrie o scrisoare lui Dumnezeu să spună, Doamne, mai dă jos pe acolo cu niște porunci, că nu ne trebuie toate. Dar până când nu trimiți scrisoarea și nu primesc un răspuns, eu v-aș da un sfat. Rămâneți la ce a spus Dumnezeu, că acolo e și fericire, și stabilitate, și viață veșnică. Și asta o spune Mântuitorul. Căci toate poruncile sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, spune Psalmul 111. Sau cine păzește toată legea și greșește intenționat, sigur, într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Și ne reamintim cum am început? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Vă invit să ne ridicăm și să cântăm împreună. Plăcută-i, Doamne, legea Ta. Frate Alin, v-aș ruga să ne ajutați.
picioare ce ne voi, purtat de un singur dor, să ai plăcere.